Povestea companiei a început în anii 50 în Germania. Firma s-a lansat în producția de serviete din piele, iar după 10 ani domeniul de activitate s-a extins și la curelele bărbătești pentru industria vestimentară. Primul contact cu România al conducerii germane a Beltart are loc în anul 2000. Investitorii germani decid că piața românească este o țintă ce merită cucerită, astfel că în 2002 se inaugurează la Brașov filiala Beltart SRL. Grație dorinței sale de a ridica accesoriile la preț de artă, noua filială își câștigă repede prestigiul pe piața românească. În scurt timp, Beltart ajunge să colaboreze cu marile societăți din domeniul vestimentației. Societatea a crescut de la an la an și a diversificat tehnologiile și materialele folosite, ceea ce a determinat o înnoire continuă a colecțiilor și o creștere considerabilă a productivității. Astfel, societatea și-a impus standarde din ce în ce mai ridicate. S-a extins și în Bulgaria și a devenit unul dintre principalii producători de articole de marochinerie din Europa. Pe măsură ce societatea se extinde, crește și numărul clienților. Colaboratorilor fideli se adaugă acum firme specializate în comenzi online și numeroase lanțuri de magazine de retail. Secretul acestei evoluții stă însă în munca de echipă. Nimic din toate acestea n-ar fi fost posibile fără oameni dedicați muncilor, atenți la cele mai mici detalii, dornici să-și servească clienții și consumatorii ca la carte. Din 2005, colecțiilor de curele Beltart li se adaugă și cele de genți, care se încadrează în aceleași linii neconvenționale, îndrăznețe. Ultima noutate în gama de produse a companiei româno-germane o reprezintă colecția de denim. Jean și marca Beltart ies din tiparele denimului tradițional prin accesoriile originale aplicate. În ultimii ani, Beltart a încercat să fie tot mai aproape de consumatorii săi. În 2006 s-a alăturat Caravana Iubirii, realizată de televiziunea Acasă. A luat parte la aniversarea de 13 ani a celui mai iubit post de radio local, Radio Brașov, și a sprijinit tinerii designer să-și prezinte pentru prima dată colecțiile în fața unui public avizat. Anul acesta, Beltart a urcat pe scenă pentru a le ura brașovenilor la mulți ani cu ocazia zilelor orașului, iar de curând Beltart a bătut țara în lung și în lat cu turneul Mereu Aproape, realizat de Antena 1. Nici podiumurile de modă nu au fost ocolite. Beltart a primit aprecieri favorabile din partea criticilor de specialitate la Summer Fashion Festival de la Mamaia sau la Bucharest Fashion Week din București. Cu ținte sau cu pietre prețioase, din piele de crocodil sau de struț, se schimbă în același timp cu moda. Anul acesta se poartă centura cu aspect tocit și catarama foarte mare. World is mine. Am în față câteva zeci de curele, îmi este imposibil să-mi aleg una. Mai late, mai înguste, din piele de șarpe, de crocodil, de struț, greu. Dar știu pe cineva care se pricepe foarte bine la asta. Cătălin Botezat. Cătălin, mă ajut să-mi aleg o curea? Pentru ținutele de zi, atunci când ești casual, la un blue jeans, de exemplu, merg curele tip sport. Curele mai puțin accesorizate. Numeroasele distincții primite de-a lungul vremii de Beltart, dintre care menționăm premiul de excelență în afaceri, premiul cel mai de succes producător din România în produse de marochinărie și locul întâi în topul național al firmelor din 2006 la secțiunea Întreprinderi Mijlocii, acordată de Camera de Comerț și Industrie a României, stau mărturie evoluției societății și standardelor ridicate din care Beltart și-a făcut un crez.